Pe litoral, chiarhanalele și restaurantele pescărești au fost foarte căutate. Oaspeții au comandat preparate din pește de Marea Neagră, dar și specialități mediteraneene. Pentru că vremea a fost frumoasă, după masă, mulți s-au plimbat pe faleză. Primele comenzi au fost ca întotdeauna pentru cel mai gustos pește, fript pe plită cu sare și legume. Pe platoul acestei doamne de la un restaurant din Eforie sunt numai bunătăți. Avem scrumbie, pălămidă, biban. Și aperitivele au fost pe măsură. În această zi oamenii vor un aperitiv bun, o icră bună, iar apoi pește pe plită, în special peștele de Marea Neagră. Au avut succes și midiile. Scoică în sos de vin și aici preparăm taliatele cu fructe de mare. Avem mai multe rețete, sos de vin, usturoi, pătrunjel, lămâie, cimbru. Ce ați comandat? Trei feluri de pește, un platou. Și cum a fost? Foarte bun. Bun. V-ați săturat sau mai vreți? Așa, nici... Altădată. Un platou, zargan, stavrid și chefar. Foarte frumos, liniște, aer curat. La mulți ani! După mesele încărcate, o plimbare a completat de minune programul zilei de sărbătoare. Am ieșit un pic la plimbare cu copiii, că să ne bucurăm de soare, că este foarte frumos afară. De cât timp așteptați o astfel de zi? Cam de mult. Este foarte plăcut, este liniște, nu e aglomerația din vară. Am venit din București și am promis copilului că venim la delfini, la delfinariu. Pe litoral, temperaturile au ajuns și la 20 de grade Celsius la amiază.